Balul ca și denumire științifică se trage de la cuvântul tussis, care înseamnă tuse, și este folosit în mai multe afecțiuni ale sistemului respirator. De exemplu, aș putea să spun în tuse, ast bronșic, emfizem pulmonar, silicoză pulmonară, tuberculoză pulmonară, cât și în altele. El se folosește și în multe siropuri expectorante și dă un rezultat foarte bun, în special în amestec cu ceai de pătlagină, cu ceai de plămânărică, cu ceai de ciuboțica cucului, cu ceai de cimbrișor și așa mai departe. Vreau să vă spun câteva despre această plantă. Această plantă, ca denumiri populare, ea se mai numește și brusture, îi se mai spune și gușa găinii, pe alocuri se mai spune și limba vecinei. Diferă de la un sat la altul, de la o localitate la alta. Ca ecologie de răspândire crește doar în locuri erodate, din câmpie până spre munte, locurile muntoase. O putem întâlni pe marginea șanțurilor, râurilor și spontan și în alte locuri. Înflorește foarte timpuriu, așa după cum vedem, face o floare asemănătoare ca și a păpădiei, îi se mai spune în unele locuri păpădie, deși că podbal este podbal, păpădia este păpădie. Podbalul, după cum vedem, are tulpinuța aceasta de la 5 până la 30 de centimetri, aș putea să spun, păroasă, și face o frunză la început mică, care crește până la așa cât e o palmă. Și se poate administra atât pentru afecțiunile tubului respirator, cât și în uz extern pentru alte afecțiuni.